Așadar, viitorul acestui sector de activitate, de care în județul Vrancea depind 100.000 de vrâncieni, ține astăzi nu doar de noi, ci și de instrumentele cu care vor fi aplicate la nivelul Uniunii Europene până în anul 2020. Prevederile politicii agricole comune sunt însă în divergență cu ceea ce reprezintă tradiția în sectorul viticol, Franța, Spania și Italia. Mare producători de vinuri din aceste țări își vor dezvolta capacități de producție mai mari, vor impune prețuri mai mici pe piață, dar acest lucru va duce la scăderea calității și la eliminarea producătorilor din țările mai puțin dezvoltate. De data asta o să fac public, profit de faptul că în sală se află domnul senator Petru Filip, vicepreședinte al Senatului României și deputatul Cristian Dumitrescu, oameni cu o vastă experiență în Parlamentul European, și le adresez oficial invitația de a participa alături de mine pentru a milita împreună pentru interesele viticulturii românești în ansamblu, dar și pentru interesele agricole ale românilor. Să nu uităm faptul că în acest moment fondurile structurale pentru reconversie au fost cheltuite în totalitate la nivelul țării, iar Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, are cel mai mare grad de absorpție, peste 65%. Prin urmare, avem nevoie ca Uniunea Europeană să ia în calcul o realocare a fondurilor structurale către agricultură din alte sectoare care au un grad de absorpție sub 10%. Pe data de 7 noiembrie vom solicita la Bruxelles sprijinul comisarului european, românul Dacian Cioloș. Consider pentru a ne apăra interesele economice, pentru sustenabilitatea acestui sector de activitate, avem nevoie de o poziție comună care să apere tradiția viticolă și calitatea vinurilor produse în Vrancea, iar Comisia Europeană trebuie să înțeleagă acest lucru. Domnilor și domnilor, istoria ne-a arătat că doar uniți suntem puternici și acum este momentul de a demonstra că Vrancea este puternică. Vă promit că voi face tot ceea ce este posibil și vă cunoașteți că în domenii de importanță majoră pentru comunitatea noastră sunt chiar radical unor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult și vă spun că e un bun prilej în prezența dumneavoastră a marilor producători și a micilor producători și a tuturor celor care lucrează în Visa de Vie, în prezența senatorilor și deputaților vicin și pe această cale. Să-i mai mulțumesc o dată senatorului Miron Mitrea, prietenul meu, pentru prima lege, pentru inițierea primei legi a viei și vinului în România. Și să vă spun, cu mare bucurie, vă voi semna astăzi proiectul european inițiat de noi, care se numește Drumul Podurilor Vrânceni. Proiect este finanțat din Programul Operațional Regional POR, are axa prioritară 5, dezvoltare durabilă și promovarea turismului, promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii activităților de marketing specific. Obiectivul general al proiectului îl vizează creșterea importanței turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în județul Vrancea și în regiunea de sud-est, prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole.